Ecaterina era un fel de personaj care uneori devenea chiar și un soi de instalație. Partea de concepere, de gândire a lucrării se întâmpla de obicei acasă și, în general, nu picta după ce vorbeau ceilalți sau după impresii sau după asta. Impresiile veneau după lucrare. Ea m-a crescut în acest mediu tatiști. Mă ducea în toate locurile, la expoziții, peste tot. Consider că această persistență pe care a avut-o ea ca mamă cu copiii ei, adică cu mine și Dimitrie, a contat foarte mult. Pentru că fără ea nu aș fi ajuns această persoană care sunt eu acum. Am copilărit la Constanța și am copilărit într-un fel anume. Și eu și soară mea Ecaterina, sau Caterina, cum spuneam noi în română, în macedonă vlahă, aveam nostalgia lumii pe care bunicii noștri și mama noastră au abandonat-o. Ne aflăm în expoziția Indigo despre Ecaterina Vrana. Este o expoziție in memoriam dedicată acestei artiste și când am ales acest termen, Indigo, m-am gândit pe de-o parte la culoarea din spectrul cromatic. Este una dintre culorile din spectrul cromatic, singura de altfel, care nu se poate găsi neapărat pe paletă ca atare, ca pigment. Pe de altă parte, poate fi indigoul acela de care ne-am folosit cu toții la un moment dat, care copiază o imagine după alta. Și aici m-am gândit la procedeul ei de a-și schița în cele mai mici detalii fiecare pictură înainte de a o face. Deci lucrul la această expoziție a avut loc în câteva etape clare, dar concentrate, în care arhiva familiei a fost adusă alături de multe împrumuturi de lucrări din colecții publice și private. Opera Ecaterinei Vrana, dispărută prematur în 2019, este un conglomerat de pictură, foarte multă pictură. Dacă nu vorbim despre calcule numerice, vorbim cu siguranță despre intensitate cromatică și vizuală, desen, fotografie și moștenire literară care transpare din toate celelalte straturi ale operei ei. Ecaterina Vrana este o artistă care vorbește deopotrivă despre sine, iar atunci când vorbește despre sine, vorbește și despre ceilalți, vorbește despre modelele pe care le avea, vorbește despre poveștile pe care le spunea și despre literatura pe care o savura. A creat o lume colorată, transgresivă, misterioasă, a îmbinat formele primare cu noțiuni profunde despre emoții și despre stări. Combină un fel de loc ficțional inventat sau împrumutat din literatură cu o poezie proprie, în ciuda cromaticii voluptoase și vivante, are și un strat tanatic care apare în anumite lucrări și care cumva creează o stare anxioasă. Practic, ea creează niște forme, aproape le zidește prin straturi foarte groase și intense de pastă, iar aceste straturi transformă formele primare într-o suprafață rugoasă, cumva tactilă, care cheamă către atingere, deși muzeul ține nu permite atingerea lucrărilor. Și atunci e un fel de dialog între vizual și celelalte simțuri. Această expoziție face parte din mai marele plan al Muzeului Național de Artă Contemporană de a promova și de a descoperi și de a aduce într-o altă lumină mari figuri feminine sau masculine ale istoriei artei românești.